Marian, unde sunteți? Că nu vă văd. Să trăiți, bună dimineața, domnul Dani, să știți că suntem foarte aproape de voi, aici jos la Stabilopozi. M-a sunat domnul Oprișan puțin mai devreme, mi-a dat mesaj și mi-a zis că ar vrea să vorbim puțin. Sunt convins de ce m-a chemat, cred că vrea să-și ceară scuze și să ne împăcăm, pentru că ne-a încertat și la fotbal și la tenis. Cu siguranță o să-i accept scuzele, pentru că intrăm în vacanță și așa este frumos. Mi-a dat tricoul lui, avea un tricou la fotbal, el am adus înapoi acum. Practic mie nu mi-era un tricou, mi-era o prelată, ca o prelată de mașină, pentru că al nostru Cătălin este uriaș. Hai să vedem, să-și ceară scuze, le accept și plecăm în vacanță liniștiți, pentru că așa este frumos. Cătălin, se acceptă, poftim, ia tricoul înapoi, să știi că se acceptă scuzele. Da, nu chiar atât de mult, accept scuzele și gata. Îmi stai în soare, dă-te un pic, îmi stai în soare, cum zicea și Arhimede. Știi istoria Stabilopodului? Am zis, lasă cu istoria Stabilopodului. De ce ai venit aici? Ca să-și cer scuze, să-l accept, știi, să ne împăcăm. Știi istoria Stabilopodului? Nu. Nu. Fii atent. Deci acesta este un stabilopod. Știu. Asta știi. Da. Știi că este creația unui inginer român și că te-a protejat 12-15 zile invenția aceasta? Deci fii atent. Mircea Ulubeanu, născut în 1912. E ușor, e foarte ușor de ținut minte, 1912. Un inginer român termină Institutul Politehnic, după care se apucă de treburile astea, construcții, drumuri, poduri. Este detașat întâi la Galați, unde face portul din Galați. Frumos, vine în anii 60, la începuturi. După care vine aici, Constanța, viața dumnealui. Când începe treaba aici așa, la început, cum venea valurile așa, rădea tot malul. Nu mai exista plajă, nu mai exista nimic. De ce? Pentru că pietrele de atunci, blocurile de piatră, erau niște pietre cubice. Simplu, da? Dacă le puneai una peste alta, ele îți oprea valul, dar dacă valul trecea peste, nu se mai putea întoarce apa înapoi. Și atunci a zis, bă, trebuie să gândim ceva deștept. Și dumnealui s-a apucat, domnul Ulubeanu. Îmi cer scuze că se te întrerup. Adică tu ai venit să mă ceri, să-mi dai să învăț, sau ai venit să-ți cer scuze? Ai niște lacune, am văzut. Ai fost, ai dat cu un om. Discutăm mai imediat, dar lasă-mă numai puțin să termin. Și atunci dumnealui a venit cu ideea asta, a zis, băi frate, facem niște piete triunghiulare. De cum și-a dat el seama, dragi telespectatori, atenție. În timp ce spăla un strugure, un ciorchine, și-a dat seama că spală strugurile, trece apa în partea asta la altă, dar să și întoarce. Și atunci a zis, domnule, să facem ceva ca un ciorchine. Că uitați, dacă vă uitați, este exact ca un ciorchine din pietre dintre acestea triunghiulare, da? Care mai mult sunt în patru, dar triunghiulare, să le zicem. Și atunci ele, atenție, formează un baraj, apa vine, trece și dă voie să se întoarcă înapoi. Valurile se sparg de acest stabilopozi, apa trece aici, se duce înapoi. Știi câte poze s-au făcut aici la stabilopozi și am făcut și o grămadă poze, încă, de fapt, însă niciodată nu am știut că este invenția unui român și toată povestea acestea. Nu știu când mă ajută foarte mult, mi-aș dori un interviu cu tine și cu doamna Corina Martin. Doamna Corina Martin, șefa la Litoral, și cu tine, șeful la Digital, i-am dă informații despre distracții, tu cu treaba asta pe cultură. Dar știi ceva? Cere scuze că le accept. Dumnealui s-a dus la un moment dat să cumpere o înghețată, ca așa, ca o coloratură, să dă un pic, să cumpere o înghețată, și a zis, vreau și eu o înghețată pe băț. Și ăla, vânzătorul, neștiind despre cine este vorba, 1965 invenție, a zis, o înghețată stabilopod? Aha, adică ce frumos, mă. Ai prins-o? Da. Ai prins-o asta? Da. Am înțeles. Bun. Îți cer scuze sau nu îți cer scuze? Deci, ca să plecăm liniștiți în vacanță. Am văzut că ai multe lacune. Eu te aștept și după 2 septembrie încolo. Ai fost, te-ai dat cu nămol, am văzut. Corect? Te-ai dus cu avionașul. Puțin, mă lași pe toamnă, nu mă treci acum? Nu trec anul ăsta? Nu trec acum, mă lași pe toamnă? Iei notă, dar vii la mărire. Când? Pe 2 septembrie. Tot aici? Tot aici și mai discutăm. Ai fost la Adam Clisi? La Tropeu Întreia, unde te-am promis, te-am trimis, nu. Ai fost la biserica de la Basarab, de exemplu, unde a stat și a viețuit Sfântul Andrei? Nu. Ai fost la straja, la monumentul ăla senzațional, frumos și mare? Nu. Ai fost la Târgu de Floci? Stai un direct. Unde să nu? Da. N-a fost, unde ai zis, n-a fost. Unde? Deci n-ai ajuns la Târgu de Floci, este o localitate foarte importantă. Atâta înțelege el de istorie. Târgu de Floci este o localitate unde Ialomița se vărsa în Dunăre și unde se presupune că la 1558 s-a născut Mircea, fiul lui Pătrașcu cel Bun, cel care va fi Mihai Viteazul după aceea. Este o localitate senzațională. Să-mi cer scuze acum către domnul Răzvan și domnul Dani. Domnul Răzvan, domnul Dani, nu vreau să mai duceți din doi la septembrie aici, la mărire. Dă notă, că nimeni nu știe. Nu vreau să-și mai ceară domnul Oprișan scuze la mine. Îmi cer eu scuze față de voi. Tu n-ai știut că suntem în direct. Da, dacă e pe cultură și pe informație, nicio problemă și asta este. Dar să nu mai repetăm. Ai reținut unde da, ai mers? Da, am știut unde am demers. Ne retragem. Mai bine, hai să mai. Mergi tu acolo sus, cât te așteaptă băieții. Deci ne vedem în toamnă la mărire? În toamnă la mărire mai avem de vizionat și cetatea Histria, când ai apucat să treci prin ea. Și în drum spre cetatea Histria, bineînțeles, mai treci și pe la târgu de care... Gata, să treci toate, ce ai să mergi. Opriți, să trăiți, zi frumoasă. Hai bă, cât băi, lasă.
Mulțumim, băieți, vă văd chiar de aici, de unde am un view foarte bun. Doamne ferește, concursul emisiunii să se afle câte prostii ar putea spune Cătălin Oprișan și dacă ar bea șpriț. El nepunând alcool în gură de practic niciodată.